Îți repet întrebarea și vin și cu răspunsul. Ce vei vota la alegerile parlamentare de pe 1 decembrie? Candidatul independent. Ai idee câți ați votat? Că îl vreți pe ăsta? 71%. Pe liste de partid vor doar 29%. Te-am întrebat cât costă un parlamentar, mi-ai spus, nu știi. Știți am ce? Avut această cifră. 570, da? Așa. Am avut această cifră. Pe mine nici măcar nu mă interesează cât costă. Dacă își face treaba, poate să coste oricât, da? Nu spun cât costă, nu spun că costă tot mai mult, da? Uite, și deputatul 470. Da? Ia uite că costă tot mai mult ăștia. Normal că sunt scumpi. Sunt scumpii noștri parlamentari. Dar vrei să te întreb din ce se aleg? Adică câți români mai votează pentru Parlament din 1990 până acum? Ia uite aici, Parlamentul ne-a nemoi. 33% din români mai votează pentru Parlament. Dacă te întreb ce încredere au în el, o știi. Avem 466 de parlamentari, din care numai 50 sunt independenți, Hofi. 50 sunt independenți. E posibil asta? 44 cu 6. Care atenție, care atenție. Eu zic că nu e niciun. Acești 50 independenți au fugit repede la partide și ne-au spus românii, tu, că niciun partid nu le reprezintă interesele. Nu spun că avem un parlament vopsit. Ia uite, ia vezi, le-am pus o cruce acolo. Au trecut la partide, ei nu mai sunt independenți. Avem un parlament vopsit. După lege, parlamentul ar trebui să aibă vreo 280 de deputați și are 350 după lege și 116 senatori, 136. După ce cred eu că trebuie și o să vă propun, ar trebui tot parlamentul să aibă 280 de parlamentari. De altfel, avem o istorie cu ce s-a votat, ce a votat poporul român, adică tu să fii un parlament de 300, în care fiecare din cei 466 ne costă jumătate de milion de euro pe an. Trebuie să-ți arăt niște fețe de parlamentar să te întrebi. Bă, de ce trebuie să-i dai tu lui ăsta jumătate de milion de euro pe an? Atenție! Dacă fac un calcul, partea mea cred că e vreo 10 euro, nu știu. Păi de ce să-i dai lui 10 euro? Să-i dai lui Costi. Dar aici noi nu punem casa poporului, care e moca la parlament. Moca! Deci o investiție care a costat poporul român 10-10 de miliarde moneda de azi. 10-10 de miliarde. În loc să fie dată, să fie ăștia scoși de acolo, trimiși la bloc. De unde vin? Vin de la pământ pe jos. Da. Hai, îi trimitem la bloc. Acolo să fie parlament. O clădire de birouri normală. Normală, da? Ăștia ocupă o clădire de zeci de miliarde, ca și Iohannis, care ocupă Cotroceni, o clădire de sute de camere. Și aceste zeci de miliarde, care este valoarea, așa zisei, casa poporului, așa o numea Nenicu, era Palatul lui Ceaușescu. Și când o să ajungă Iohannis senator, o să ajungă Palatul lui Iohannis. Ți-am spus, îi dă pe ăștia afară. Plecați, mă, mai e o clădire acolo. Stau niște boșoroși de la Academie, a plecat tot Parlamentul în partea aia, lângă Bragadiru, și rămâne Casa Poporului pentru președintele Senatului. Acest parlament o fi, unde în loc să avem 280 de oameni, bă, noi avem dublu, aproape dublu, și ne costă de ne ies ochii din cap, ca și Cotroceniu, ca și toate instituțiile astea, degeaba, că oricum nu le ia nimeni în seamă. Ăsta e parlamentul actual. Eu vreau să-ți propun un alt parlament. Da? Un parlament cu o structură de 280 de cetățeni, care înseamnă 4 deputați pe județ, 2 senatori pe care să-i alegem. Evident, în vot direct, ca în America. Și la București dublu, că e mai mărișor orașul ăsta, că e o mahala mai lată, și evident și în diaspora, măcar cât are Bucureștiul, că acum diaspora are cât are un județ. Eu ce spun este că un parlament astăzi trebuie să aibă nu 300 cum au votat românii, 280, ți-am dat și structura, da? Atâta, 280 de oameni, evident să fie format din cât mai mulți independenți, la 280, nu ne mai trebuie decât 140 de independenți. Nu ne mai trebuie 200 și ceva de independenți ca să aibă independenții majoritate, să fie aleși unul câte unul, să fie identificabili, da? Să fie responsabili și să fie așa cum votanții noștri au cerut, da?
deținătorii unui mandat pe care îl execută religios și îl raportează în fața votantului. De la primarul de comună, consilierul de comună, consilierul de oraș, consilierul de județ, până nu desfințăm și aceste anomalii de zeci de mii de inutilități, și până la parlamentar și până la președintele României, care să raporteze, nu pas cu pas am făcut din nimic nimic. Ghinion.